Galina, admirându-se în oglinda mare din hol, a zâmbit, gândindu-se că arată, cum se spune, impecabil. Nu se grăbea la o întâlnire, dar s-a trezit devreme. Oare era un fel de presimțire? Astăzi va afla ceva despre destin, ceva ce ar putea să-i schimbe viața cu susul în jos și să îndeplinească visurile de mult timp dorite. Disperarea ei nu era deloc exagerată. Își dorea să întâlnească în acest oraș un logodnic frumos și bogat, pentru a uita, o dată pentru totdeauna, de toate grijile legate de sine. La urma urmei, avea un produs excelent, frumusețea de fată, care era urgent necesară unui negustor bine ancorat în realitate. Oare cerea atât de mult? Răspunsul era evident: nu era zgârcită. Sub fereastră, o mașină a claxonat. A venit prietena ei, Irina, să o ia. Galina a suspinat greu. Colega ei de distracții locuia în centrul regional de doar un an. Dar deja își găsise un sponsor generos și se bucurase din plin de dragoste, norocul îi surâdea. Galina nu a găsit nimic mai bun decât să se agățe de frumoasa Irina ca un ciulin. O urma peste tot, unde putea, iar cercul de prieteni al prietenei era exact ce trebuia. Numai că în rețeaua galei nu se prindea niciodată un pește mare, ci doar pești mici, fără capital și oportunități. Galina era dintr-un sat îndepărtat, unde terminase liceul. Și de unde a fugit imediat în oraș? În clasa lor de absolvire erau doar șapte elei. Satul era considerat lipsit de perspective, dar mama Galei nu înțelegea deloc acest lucru. Dar au venit aici, ca să viziteze niște rude îndepărtate? Ei bine, le-a plăcut acest loc, cu frumusețea și natura sa, nu se puteau distruge din cauza asta. Rămânând pentru totdeauna în satul aproape abandonat, trebuiau să plece mai departe în căutarea unei soarte mai bune. Dar mama Galei nu voia să audă nimic despre mutare, încercând să o convingă pe fiica ei. Da, unde să mergem noi? Nu mai avem pe nimeni în lume. Da, aici este și tatăl tău, acum îngropat, unde să mă duc de la mormântul lui. Și tu, ce, nu-ți va găsi nimeni un loc de muncă. Vei căuta în orașul tău, te vei întoarce la învățătoare la școală sau la asistentă la punctul medical. Doctorul nostru ar trebui să iasă la pensie de mult. Da! Tineretul nu se grăbește să vină în locul lui. Galina asculta discuțiile ei inutile și se înfuria teribil. Ce învățătoare! Ce asistentă! Mama nu vede că Galina arată ca o statuie frumoasă. Nu s-a născut în mediul rural, ci undeva în camerele regale de la curte. De înălțime medie, grațioasă, ca o dansatoare din televizor. Avea părul deschis la culoare și ochi ca niște nuferi, cu un simț născut al gustului și stilului. A studiat revistele de modă din adâncuri, le-a analizat în detaliu. A învățat să coase coacul și a reușit să creeze rochii și fuste frumoase din vechile cearceafuri ale mamei. A învățat să vopsească țesătura și să croiască. Din fericire, în apropiere, o croitoreasă locală avea cunoștințe. Meseria nu era complicată. Dar Galina nu dorea să facă fuste din material cumpărat pentru perdele, voia să pășească spre un viitor strălucit. Odată, când a venit o prietenă din oraș, a fost foarte încântată de hainele pe care le-a adus. A râs că în oraș totul era la fel, dar ea dorea individualitate. Văzând-o pe Galina, s-a mirat că o astfel de frumusețe trăiește în pustietate. A promis că va aduce haine pentru fiica ei, care refuza să o răsfețe pe draga ei prietenă. A ținut promisiunea, aducându-i Galei o mulțime de haine. Poate că nu erau la modă, dar erau uimitoare pentru satul lor, iar cu noul ei garderob, Galina a simțit o ispită toxică în sufletul ei de fată neexperimentată. A lăudat-o, cum ar fi blugii cu găuri pe genunchi, cămășile în carouri, jacheta din piele copetică pe buzunar, aproape nouă, dar deja necorespunzătoare pentru oraș, vesta stilată din suede, alta și mai col dintr-un material strălucitor, asemănător pielii de șarpe. Galina, copăleșită de toată această luxurie, nu putea dormi noaptea. Se vedea în mulțimea orașului, remarcabilă, unică foarte, foarte frumoasă. I-a scos sufletul mamei, spunând că vrea urgent să plece în oraș, dar nu să învețe. Vrea să-și găsească acolo un loc de muncă potrivit pentru o fată atât de fermecătoare ca ea. Acum, la fiecare ocazie, începea discuția cu mama despre faptul că o astfel de frumusețe nu avea ce căuta în satul lor. A ajuns la punctul în care Olga Vasilievna, așa se numea mama ei, nu mai putea dormi fără cele 30 de picături de corvalol pe noapte. Inima ei deja o durea după moartea soțului, iar acum avea o nouă problemă. Galina îi scotea sufletul cu o perseverență invidioasă, încât, dacă mai continua, o va duce în mormânt. Discuțiile lor aprinse semănau din ce în ce mai mult cu un adevărat război. Olga Vasilievna nu înțelegea. Oare fiica ei nu înțelege că se teme pur și simplu să o lase singură în marele centru regional la 17 ani? Ce muncă fără experiență și profesie, unde să locuiască și cu cine să socializeze? Orașul este întotdeauna plin de lucruri care pot distruge. Toată viața ar putea să o distrugă pe Galina. Ca să nu o ducă pe fiica ei la păcat, Olga Vasilievna a început să încuie toate ușile, ca Galina să nu facă vreo prostie cât timp nu era acasă. Dar asta nu a ajutat. Galina a fugit noaptea, când mama ei, obosită, s-a prăbușit pe pat fără putere și a adormit profund. Dimineața, Olga Vasilievna a găsit pe masă o notă scurtă. Mama am plecat în oraș, nu mă căuta și nu încerca să mă întorci. Dacă vrei să păstrezi între noi măcar o relație, Olga, neputincioasă, și-a lăsat mâinile pe masă, vorbind cu voce tare singură. Doamne, în cine s-a transformat Galina, o ființă atât de încăpățânată? Face totul după capul ei, se lasă dusă de toate strălucirile, nu vede nimic important sau semnificativ în viață, doar o fată goală, păzește-o și miluiește-o. Bine că nu a descoperit ascunzătoarea de familie din cutie. A luat-o pe o vreme? Și asta e bine, că nu a învățat aceste subtilități. Telefonul mobil stă în cutie, un aparat cu butoane strălucitoare. Acum nu poate suna aici. Totuși, legătura asta pare că e doar pe deal, la marginea orașului și se conectează. În sat nu prinde bine. Oh, ce neplăcere! Așa a ajuns Galina, la 17 ani, singură metropola zgomotoasă unde toată lumea se grăbea cu treburile lor în buzunarele blugilor. Nota de la mătușa Nura, scrisă de prietena ei, cu rugămintea de a o ajuta pe Galina la început. Ca să anticipăm, putem spune că Galina, iubitoare de haine create de mâinile croitoresei din sat, nu și-a dezamăgit prietena, ajutând-o chiar din prima seară cu garderoba ei și cu găsirea unei locuințe. Cunoștința ei căuta un partener pentru a închiria un apartament, plătind cu 50% mai puțin. Da, să facă curățenie pe rând. Așa că nu s-au întâmplat evenimente speciale în oraș. Așa cum a prezis mama, a luat cu ea o mică economisire pe care Olga Vasilievna o strânsese pentru renovarea casei lor din sat, iar suma mică a fost suficientă pentru a găsi liniștită un loc de muncă la început. La unul dintre ateliere, ca asistentă a croitoresei, familia prietenei Nura a luat-o sub aripa lor, îngrijind-o în toate felurile. Cu fiica acestor femei primitoare, Galina era aproape de vârstă, iar Aliona, o fată harnică, a introdus-o rapid în cercul ei de tineri, învățând-o să se prezinte nu doar ca Galina, ci ca Gala, sugerând că are ceva în comun cu muza a trei bărbați remarcabili, Salvador Dani, Max Ernst și Paul Eluard. Galina, care nu știa cine sunt aceștia, a fost încântată de această propunere. Acum, când se întâlnea cu reprezentanții sexului opus, își clipea cu genele ei lungi și pufoase și spunea că o cheamă Gala, adăugând aproape că a fost aproape de Dai. Numele poetului Paul Eluard și al artistului Max Ernst le pronunța cu greșeli. De aceea le folosea cu prudență. Cavalerii educați zâmbeau ironic când se prezenta ca gala, fără să știe că numele pe care dorea să-l folosească era al unei femei strălucitoare, îndrăznețe și ambivalentă, o mare isteță. Ce să mai spunem despre prototipul ei din sat, care era departe de înălțimile ei. Alți pretendenți o considerau o glumă, o fetiță care se distrează. Să-i dea Dumnezeu bine! Până acum, Galina nu a avut noroc în romanele potrivite. Frumusețea, desigur, este o forță teribilă. Dar fata nu dorea deloc să se dezvolte intelectual. Bărbații se bucurau să petreacă timp cu ea, dar nu voiau deloc să o introducă în cercul lor. Galina, care deja se împrietenise cu Irina, se plângea constant. spune ce fac eu greșit? Am învățat să am grijă de mine, mă îmbrac la modă, am un caracter ușor, iar ei, după o întâlnire în camera de hotel, vor să dispară cu alte femei, de ce le lipsește. spune te rog. Irina era și a fi ca unor săteni. Spre deosebire de multe doamne cu care se întâlneau în cluburile de noapte, înțelegea durerea prietenei dintr-o privire. Prietenul ei era mai în vârstă, o ținea pe Irina ca pe un premiu proaspăt, dar nu-i refuza nimic. Ea cumpărat un apartament, o mașină scumpă, umplându-i generos cardul bancar pentru cheltuielile ei. Tânăra femeie râdea fără griji de el, numindu-le iubirea mea purceluș. Bărbatul ei chiar semăna cu un purcel bine hrănit, care nu îmbătrânea. Galina o invidia cu o forță teribilă, dar nu arăta, încercând chiar să-i atragă atenția. El a oprit aceste încercări ale ei din fașă, îmbrățișând-o pe Irina și șoptindu-i ceva dulce la ureche. Bine că nu a început să o prezinte pe Galina ca pe iubita lui. Era mulțumit că Irina nu se plictisește, care ceva de genul unei tovarășe în persoana Galei. Galei i s-a părut chiar că el o percepe ca pe o cățelușă drăguță care se învârte în jurul picioarelor. Și bine, acum Irina nu a vrut să meargă la o ghicitoare cunoscută din oraș. De ceva vreme, a început să aibă impresia că simpatia purcelușului nu s-a stins. Tânăra amantă trebuia urgent să afle dacă iubitul ei o va duce la oficiul stării civile. Sau dacă va pleca cu altcineva. Irina s-a obișnuit deja să trăiască fără a se refuza nimic. Perspectivele de a câștiga singură nu păreau deloc promițătoare. Galina a fost trasă cu ea, deși era frică să meargă la acea ghicitoare misterioasă. Circulau zvonuri că era o femeie severă, care privește noci și vede întreaga suflet ca pe o palmă, că nu poate fi păcălită. Tot ce prezice, se împlinește cu siguranță. Irina credea în toată această ezoterică cam 50-50, minus 50, dar, de ce nu? A decis să riște. Galina a ieșit din bloc, s-a așezat pe scaunul din dreapta șoferului și a început să vorbească repede. Irina, vrei să intri sau mă lași pe mine? Eu nu cred prea mult în toate aceste ghiciri și preziceri. Poate că va observa ce sceptică a venit la ea și nu va vrea să-mi spună nimic. Irina, concentrată, conducea, ignorând vorbele lui Galina. Avea un sentiment neplăcut că ghicitoarea nu o va bucura. Purcelușul i-a reproșat pentru prima dată cheltuielile necuvenite din salon. I-a spus că arată bine și fără toate aceste proceduri, că o iubește și așa. Acum Irina se gândea chinuită la ce să pună accent, pe faptul că el a început să-i numere cheltuielile sau pe cuvintele lui despre dragoste. La casa ghicitoarei, în ciuda îmbuteiajelor, au ajuns repede. Irina a decis pe drum că nu va putea aștepta prea mult verdictul, mai bine să meargă, fie bine, fie rău. Galina a rămas ascultătoare să păzească mașina într-o curte necunoscută. Ghicitoarea locuia într-o zonă considerată centrul orașului. Dădea o impresie înfricoșătoare. Clădiri vechi, aproape pre-revoluționare, de două și trei etaje, garaje metaliș cu laturi ruginită, arbuști, un arțar înalt, câțiva plopi argintii, un singur mesteac în slab deasupra unui leagăn, bănci vechi, cu vopseaua acid albastră, acum complet decolorate. Galina a privit cu neliniște toată această proprietate. S-a gândit: La noi în totul era mai îngrijit. Ei bine, aceste vrăjitoare își creează un decor potrivit. Gândurile ei au fost întrerupte de Irina, care a ieșit din bloc, roșie de bucurie, direct spre mașină. Nu și-a putut stăpâni emoțiile copăleșitoare. Galina a spus că Ilia, pentru prima dată, a numit-o pe iubitul ei pe nume, Nu Purceluș. Se va căsători cu mine pentru că voi rămâne însărcinată în curând. Că vom trăi împreună mai mult de 20 de ani. Doamne, cât de fericită și liniștită sunt! Și această femeie știe de undeva că am venit la ea nu singură. A spus că trebuie să intri la ea, pentru că are o veste importantă pentru tine. Galina a rămas surprinsă. Ce întorsătură! De unde știe ghicitoarea că Galina așteaptă o prietenă în curte sau Irina i-a spus ceva, dar curiozitatea feminină este un motor excelent pentru orice aventură. Galina a scuturat decisiv părul și s-a îndreptat spre întâlnirea cu veștile pe care voia să-i le aducă ghicitoarea. Apartamentul ghicitoarei era la etajul al doilea. Urcând pe scări, Galina s-a aflat la o ușă întredeschisă, s-a oprit la intrare până când o voce răgușită a împins -o. Nu te stresa, nu e mai înfricoșător decât să fugi din sat noaptea. De surpriză, fata a sărit pe loc, apoi și-a revenit rapid. A pășit peste prag. Holul era decorat cu un cuier din lemn vechi, cu ornamente tăiate, perdele grele de culoare ciocolatie cu franjuri aurii pe margini. Proprietara apartamentului a grăbit-o nerăbdătoare. Cât timp ai stat în oraș? Frumusețe, nu te macină conștiința că nu ai vizitat-o pe mama ta niciodată, că nu ai mers să o vezi? O femeie străină nu ar trebui să te îngrijoreze. Ei bine, nu este treaba mea, intră, așează-te. Galina a îndeplinit ordinul ghicitoarei așezându-se pe un scaun cu spătar înalt. A început să se gândească la cât timp a stat deja în oraș? Când a fugit de acasă, avea 17 ani, acum se apropie de 20, deci a stat aici mai bine de 2 ani, iar visurile ei sunt tot acolo. Poate că acum această femeie îi va prezice ceva norocos. Galina a privit cu curaj în ochii curioși ai ghicitoarei, împărtășind nuanța lor verde. Culoarea era mai pură decât smaraldul, verde ca o flacără. Asemenea ochi au pisicile negre. Între timp, ghicitoarea a împins o lumânare aprinsă pe masă și a spus. Cât timp tu te răcorești aici, mama ta își sortează comorile în mâini, împărțind moștenirea. A căzut peste ea o bogăție neașteptată, iar acum trebuie să împartă cu tine. Nu se gândește să ia totul pentru ea, vrea să se apuce de tot, dar vei putea să o faci doar dacă iei decizia corectă. Dacă mergi pe calea greșită, vei rămâne toată viața să te plângi în singurătate. Nimănui nu-i va păsa de frumusețea ta, vei o în zadar, dacă inima ta va fi acoperită de gheață. Galina a considerat că vorbele ghicitoare erau prea înflorite, fără nimic concret. Erau doar niște aberații despre moșteniri și comori, iar mama ei nu va găsi o rochie potrivită pentru a ieși din casă în sărbătoare. Ce bogății sunt aici! Dar ghicitoarea a decis să pună un punct atrăgător în povestea ei. Practic, a încheiat cu descrierea pietrelor strălucitoare care ar putea să alunece printre degetele oamenilor, să strălucească ca o cometa a oportunității și să dispară. Adunând rapid pe masă câteva atribute ale ghicitului, gazda apartamentului a arătat în tăcere cu degetul spre ușă. Nu a vrut să explice mai mult, iar tânăra femeie nu a mai avut chef să întrebe ceva. Aberație! Toate aceste preziceri trebuie să le discut cu prietena Nura. A abandonat complet vânătoarea de bărbați și pe această femeie plăcută și pe fiica ei, Alia, și-a încetat să se intereseze de știrile din sat pe care le aducea croitoreasa. Poate că acolo au avut loc schimbări mari și ea nu știe. Trebuie să corecteze urgent asta. O vizită pe micuța ei patrie. Olga Vasilievna frământa aluatul pentru plăcinte și se gândea la fiica ei, Galina. Fiica ei s-a dovedit a fi o nucă tare. Cu mama, de parcă s-ar fi certat pentru totdeauna. Nu mai știa nimic despre ea, doar câteva firicele de informații că este în viață, sănătoasă, Lucrează la atelier și își petrece tot timpul liber cu veselie. Au trecut aproape trei ani de când Galina nu a mai pășit pragul casei natale. Mama a tăiat-o, ca pe o felie de pâine veche. Și în cine s-a născut așa, cât de mult Olga Vasilievna a cunoscut din familia ei, toți erau oameni demni, cu destine complicate, dar luptători în viață. Să luăm, de exemplu, mătușa, care i-a primit cu căldură pe ei, deși erau foarte departe de ea, și care i-a adăpostit pe ei, rătăciții. Până în ziua de azi, ea trăiește în casa ei, iar memoria ei este luminoasă și recunoștința veșnică pentru acest acoperiș primitor. Femeia a aranjat cu grijă un teanc de ingrediente presărate cu făină, a pus pe aragaz o oală mare cu compot, apoi a decis să sape cartofi pentru cină. În trecut, ea însă și își câștiga existența în casa de văduvă. Acum are și pe cine să aibă grijă. Numai să nu o dezamăgească inima, să nu răspundă cu o durere sufletească la necazurile altora. Uneori te uiți cum altora le merge bine și te gândești. De ce mă plâng mereu că am multe probleme, că mă obosesc repede, iar dimineața abia mă ridic din pat? Ce întorsături face uneori soarta cu oamenii tineri? Frumoși, inteligenți, care nu se plâng, nu plâng. Curățând cartofii, a decis să ia de data aceasta mai multe tuberculi, pentru că dimineața ea și Ivanii vor prăji, iar resturile din tigaie. Da, le vor turna cu ouă, va fi un fel de mâncare hrănitoare, care le va da puteri pentru întreaga zi. Olga Vasilievna a zâmbit de o sută de ori, gândindu-se. Ce minunat este că acum nu este singură. Și chiar dacă Ivan este de șapte ape distanță de ea, este un băiat bun, educat, plăcut. L-a trimis Dumnezeu să nu îmbătrânească în pereții goi și orfani, ci să aibă o sufletă apropiată lângă ea. Cu atât mai mult, băiatul s-a dovedit a fi atât de capabil. A întors satul cu susul în jos, a făcut ca administrația să cumpere echipamente pe baza listei lui. Și trebuie să recunosc, acum ei trăiesc modern. Internetul a ajuns în fiecare casă, unde s-a mai văzut așa ceva, iar Olga a învățat deja să se apropie de computerul militar. Apasă pe pictograma de pe ecran, cheamă motorul de căutare. Acele bunătăți pe care le va coace acum vor fi făcute după rețete de pe internet. Nepotul ei este un adevărat meșter. Gândurile Olgăi au fost întrerupte de un zgomot în curte. Câinii lătrau în jur. Câinele lui Ivan, Joy, s-a aruncat la picioarele ei ca un gemotoc de blană. Ce agitație e asta? S-a gândit femeia și a rămas uimită. Afară stătea Galina, în persoană. Ce surpriză! În mintea Olgăii au trecut gânduri ca un turmă de cai. Cum să se comporte acum cu fiica ei? Să-i facă o miustrare de la ușă sau să facă că nu se întâmplă nimic? Că nu au fost câțiva ani de separare și tăcere reciprocă? dragostea maternă a învins. Olga Vasilievna a întâmpinat-o pe Galina cu căldură, ascunzând toate vechile supărări într-un sertar. Până la urmă, conform înțelepciunii populare, puii tineri trebuie să fie lăsați să zboare din cuib în libertate. Poate că ceea ce s-a întâmplat este vina ei, că nu a vrut să asculte argumentele fiicei. Iată că a plătit pentru asta. S-a îmbrățișat. Olga a îndepărtat-o pe fiica ei, privind-o cu curiozitate. Galina a devenit și mai frumoasă. A devenit o fetiță de oraș, cu haine elegante și un machiaj ușor, chiar și modest. În astfel de haine, Olga a realizat imediat. Aha, totul era despre cum îi era dor, cum i-a lipsit mama în tot acest timp, unde putea Olga vasilievna să știe că fiica ei pregătea terenul pentru a afla mai repede despre moștenirea mitică și a încerca să o ia de la mamă pentru sine. De ce ar avea nevoie o femeie în vârstă de comori, dacă acestea chiar există? Jocul Galinei în rolul fiicei mamei a fost întrerupt de un foșnet în camera vecină. Nu a avut timp să se mire. Cum în bucătărie, unde vorbeau cu Olga Vasilievna, a intrat un băiat necunoscut și a dispărut imediat din vedere. Ce mister! Galina s-a grăbit să afle cine ar putea fi. Mama, acum locuiești cu cineva? Fața Olgăi Vasilievna s-a luminat cu un zâmbet cald. Acesta este Ivan, nepotul meu și al tău, nu știu nici eu, câte ape sunt între noi. Are 17 ani. Acum locuim împreună cu el. Este un mare meșter în toate și foarte talentat. Galina a fost uimită, nu mai putea să o tragă de limbă pe mamă, să-i spună despre noul ei rudenie. Olga a devenit vizibil mai tristă. Nu, în soarta lui Ivan nu sunt secrete speciale, doar necazuri și probleme. Asta în casa bunicului și bunicii lui. Acum ne bucurăm de ceai în bucătărie. Copiii proprietarilor acestei case erau geologi. Se ocupau cu descoperirea zăcămintelor de diamante în Iacutia, mai exact cu evaluarea conținutului kimberlitic. Tuburile, în care se găsesc de obicei viitoarele diamante, au lucrat în colțuri dure aproape toată viața lor. Acolo s-a născut și Ivan, într-unul dintre satele din apropierea râului Viliui. Galina a fost atentă, Iacutia, diamante, cât de promițător sună totul. Era complet atentă, temându-se să piardă vreun cuvânt, iar mama ei a continuat. Părinții lui Ivan s-au mutat mai târziu în orașul Mirni, lângă care se află cea mai mare carieră de diamante din lume. Băiatul a suferit o leiune a coloanei vertebrale la naștere, complicată, dar s-a descoperit mult mai târziu, nu imediat. Are o deviație fiziologică rară. Ivan are lardos, un tip special de slăbiciune a mușilor spatelui. Nu poate sta mult timp într-o singură poziție și singurul lucru care îl salvează este un corset ortopedic special pe care trebuie să-l comande anual din Germania. Galina asculta mama cu sufletul la gură, iar acum în casă nu mai era loc pentru un invalid. Unde sunt părinții lui? De ce se ocupă Olga Vasilievna de băiat? De parcă ar fi anticipat toate întrebările ei, Olga Vasilievna a continuat. Tatăl lui Ivan a murit acum doi ani în Iacutia. Mama a murit acum trei luni în brațele mele, din cauza unor eforturi fizice dure asupra organismului. La fel ca și noi, nu avem practic alte rude. Așa că Anna mi l-a adus pe Ivan aici ca să-l ajut. Cât pot, îi voi da un salariu de la muncă. Uneori primesc și pietricele ca bonus pentru o viață viitoare fără gris. Mai mult, părinții lui Ivan au avut o poveste uimitoare cu mult timp în urmă. La începutul activității lor, când diamantele abia începeau să fie extrase în mod serios, ei lucrau lângă același râu Vilui, unde au găsit stâlt kimberlitici necesari și importanți pentru stat și s-a decis să se dărâme satul Iacut din apropiere, pentru a săpa o carieră mai mare. Da, mai adânc, toate pragurile, pe rând, până la Comitetul Regional. Atunci, părinții lui Ivan au propus o schemă de carieră inteligentă, în ocol. Pe cine nu au rugat, nu au convins, dar satul a supraviețuit. Și într-o seară frumoasă, un bătrân iacut a bătut la ușa lor, a adus un cadou și a început să ceară. Am adunat câte o piatră de la fiecare curte pentru voi, oameni buni, ce am putut. Așa s-a întâmplat. După ani de muncă în Iacutia, părinții lui Ivan au adunat un sac destul de greu cu diamante. Anna Mila a dus, ca să am grijă de el, pentru că călătoriile lui în Germania pentru noile corsete ortopedice le pot plăti. Această casă trebuie adusă în ordine. Ne-a servit cu credință și adevăr atâția ani. Așteaptă răbdător o renovare, oferindu-ne un acoperiș deasupra capului. Olga Vasilievna s-a animat brusc. Galina niciodată nu ți-am cerut nimic pentru mine. Promite-mi că, dacă mi se întâmplă ceva, nu-l vei lăsa pe Ivan. Galina, după această mărturisire, a rămas complet nedumerită. Mama ei a nebunit complet. Păstrând diamante pentru a cumpăra ceva pentru acest Ivan, trebuie să ia acele pietre, iar Irina din oraș avea un cunoscut bijutier care ar evalua imediat ce ar putea obține în echivalentul bănesc. Iacuti, probabil, nu sunt cei mai zgârciți oameni au adunat recunoștință și, de asemenea, primele pentru muncă, așa numitul câștig, ar trebui să fie și el solid. Galina s-a înroșit de plăcere. Mama, hai să nu ne gândim atât de departe. Ce fel de îngrijitoare sunt eu pentru un sărman să trăiesc fără Dumnezeu? Dar mai bine dăm diamantele să le păstrez. Lasă-ți câteva saci și va fi suficient pentru tine și Ivan pentru o vreme. Tu încă lucrezi. Probabil ai o pensie de invaliditate. Fața Olgăi Vasilievna s-a pietrit după aceste cuvinte ale fiicei. Inima ei părea că a fost înțepată cu un ac. A înțeles imediat că interesul Galinei față de mamă era superficial, totul era despre a descoperi ce are mama și cum ar putea profita. Starea de spirit a căzut ca o piatră grea. Îi pare rău că e noapte afară. Altfel ar fi trimis-o pe Galina imediat. Va trebui să aștepte dimineața. Olga a strâns rapid de pe masă. A șters cu o cârpă umedă fața colorată a mesei s-a întors spre fiica ei. Nu ne vom înțelege, Galina, în privința acestor pietre și a aplicării lor corecte. Aici opiniile noastre se deosebesc. Acum este prea târziu, iar mâine dimineața pleacă înapoi în oraș. Nu m-am gândit că îmi voi crește fiica atât de lipsită de suflet. Au adormit în tăcere, fiecare gândindu-se la ale sale. Olga Vasilievna se gândea că ceea ce căutau s-a dovedit a fi indiferent. O păpușă uscată, iar Galina își făcea planuri despre cum să obțină diamantele, dar nu-i venea nimic concret în minte. Dimineața, Galina a găsit micul dejun pe masă. Totuși, a venit în casa părintească, dar nu s-a atins de el. A plecat fără să se uite înapoi, fără să clipească, observându-i ochii mamei. Nu s-a gândit la întrebarea dacă fiica ei s-a gândit? Nu a înțeles greșelile ei, dar Galina i-a oferit doar o privire înghețată ca răspuns. Ajuns în oraș, nu-și găsea locul, își elabora strategia, căutând tactici pentru tot, părea că cea mai bună metodă era să fure în liniște și să dispară. Mama ei nu-i va crede dacă Galina va povesti o poveste lacrimogenă despre nenorocirile sale inventate. Nu era o variantă, dar cum să ascundă urmele? Mama va înțelege imediat cine a fost autorul acestei furturi. Ar fi bine să joace că totul a fost făcut de oameni străini, hoți neașteptați. Gândindu-se din toate ungurile, care ar fi cele mai bune abordări pentru a ajunge acasă? Galina a decis să organizeze o simulare a unei pătrunderi în locuință din exterior în următoarele zile. De ce să amâne? A pregătit din timp o pereche de blugi vechi și un pulover strâns, pentru a-i fi mai ușor să pătrundă pe fereastră. De când a plecat de acasă, Olga Vasilievna nu și-a schimbat obiceiurile de a dormi cu feronierul deschis. Asta o va ajuta pe Galina. A ajuns în sat din timp, cunoscând bine structura casei. A presupus că mama ei nu va păstra diamantele în camere sau în bucătărie. Cel mai probabil, le-a ascuns într-un colț ferit al pivniței. Acolo se simțea mai în siguranță. Vremea a fost favorabilă planurilor ei. Luna plină, care strălucea puternic, s-a ascuns în spatele norilor, dar ploaia părea că nu va cădea pe pământ, doar vântul adia cu prospețime, iar fața înroșită a galinei se bucurase deja că fereastra din bucătărie, aproape de scara spre pivniță, era deschisă așteptând ca în casă să se stingă toate luminițele, s-a așezat în tufișuri încă o jumătate de oră pentru a se asigura că locatarii au adormit. Astăzi a avut noroc. Chiar și câinii locali, toți dispăruseră undeva, nu reacționau la mișcările ei. Joy, așa numitul câine al rudeniei, tăcea inexplicabil. Când a venit ultima dată, acest câine enervant, toată lumea l-a ignorat. Nu putea suporta astfel de drăgălășenii. Galina a coborât în pivniță fără nicio dificultate. În casă, toată lumea dormea, doar un câine mic. Totuși, a apărut lângă ea, uitându-se la ea cu ochii lui ca două mărgele, de parcă o judeca. Galina, cu supărare, i-a șoptit: „Ce te uiți, blănosule? Eu sunt în casa mea, fac ce vreau.” Dar câinele lui Ivan nu era de acord cu ea. Se agita neliniștit în jurul ușii pivniței, alergând căutând pe rafturi cu mâinile ei și a avut noroc. A găsit un săculeț necunoscut în care păreau să se rostogolească mici mărgele de sticlă. A înțeles imediat că acesta era exact ceea ce căuta. Niciun sentiment de vinovăție sau regret nu a apăsa. Pentru a se asigura că diamantele sunt în mâinile ei, Galina le-a apropiat de lanternă. Nu se mânau cu diamantele pe care și le imagina. Chiar și în întuneric, se putea vedea că pietrele aveau nuanțe barelai perceptibile. În general, Păreau a fi mici, puțin opace fragmente de sticlă sau gheață. Când razele lanternei le atingeau, păreau să tremure, să suspine ușor, devenind și misterioase. Galina s-a îndrăgostit de descoperirea ei și deja se pregătea să urce înapoi, să iasă din pivniță, dar în acel moment lanterna ei s-a stins, iar în jur a căzut un întuneric copăleșitor, un întuneric neliniștitor. Doar Joy, câinele tăcut, suspina în pivniță. Galina a simțit o neliniște în piept o senzație neplăcută de frică animalică, dar atunci și-a amintit că pe raft a găsit o cutie cu lumânări din ceară și, puțin mai departe, câteva pachete de chibrituri. S-a gândit că acestea nu erau deloc apreciate într-o cameră cu umiditate crescută. A ales o lumânare mai groasă din tot asortimentul, a frecat-o cu un chibrit. Pivnița s-a luminat imediat cu o lumină neregulată, dar acceptabilă. Și atunci s-a întâmplat ceva neașteptat. Joy a început să urle cu toată puterea lui de câine. Speriată, Galina a lăsat lumânarea, care se încălzise deja, pe fânul uscat, cu care Olga Vasilievna, de obicei, își acoperea legumele pentru iarnă. Flacăra a izbucnit instantaneu, iar apoi s-a îndreptat spre ieșirea din încăpere. A început să-l liniștească pe Joy, spunându-i să tacă, dar câinele, care părea un câine inteligent, a început să latre. I-a tras de sfoara legată de ușa pivniței, dar nu a reușit, iar în loc să o ajute să iasă, Vicleana șeriță împletită a trântit ușa în fața ei. Galina s-a străduit din răsputeri să nu scape din mână săculețul. Apoi l-a băgat în buzunar. Asta a fost ultimul lucru pe care l-a reținut clar. Fumul ascuțit îi tăia respirația. A simțit mai întâi o amețeală bruscă, iar apoi a pierdut cunoștința. Când s-a trezit, Joy a simțit imediat că ceva nu era în regulă. Vroia să sară în cameră, dar ceva o trăgea înapoi. O durere ascuțită s-a răspândit în piept, dar a reușit să se îndrept spre bucătărie, unde câinele încă mai urla. Cu groază, a văzut că de sub ușa pivniței ieșea fum. Nu știa că fiica ei zăcea fără cunoștință acolo. A decis să iasă în curte pentru a chema ajutoare de la vecini. A reușit să strige disperată, foc, ajutați! Iar apoi s-a prăbușit lângă un gard mic. Inima ei s-a oprit, neputând suporta nenorocirea care a venit în casa lor. Cerurile s-au îngrijit ca ea să nu afle de trădarea galei, dar au păstrat-o în acest mod crud, luându-i viața în schimb. Joy a sărit din bucătărie în camera stăpânului. Ivan dormea profund. Nu știa că în casă era un incendiu. Câinele, în ciuda dimensiunii sale mici, a tras de pătură, a lătrat și a schelălăit lângă el. În timp ce Ivan încerca să se ridice, a realizat imediat că ceva nu era în regulă. A alergat spre bucătărie, unde totul era deja umplut de fum, a deschis ușa pivniței gândindu-se că Olga Vasilievna a început ceva acolo în miez de noapte. Nu se vedea nimic înăuntru, dar a auzit un sunet ciudat. A coborât pe scări, gândindu-se că nu a reușit să-și pună corsetul ortopedic care rămăsese pe scaunul de lângă patul său. În pivniță nu se vedea îngrijitoarea lui, așa că a decis să încerce să stingă focul cu apă dintr-o găleată aflată în colț. Pe drum s-a împiedicat de galina, care zăcea pe podea și a sărit înapoi, neînțelegând nimic. Abia apoi a realizat că era fiica Olgăi Vasilievna. Nu ea însă și. S-a mirat de ce făcea ea noaptea în pivniță. Se pare că a dormit tot timpul. Nu a auzit când a venit. Fără să stea pe gânduri, Ivan a început să o zgâlâție pe tânăra femeie, dar aceasta nu a reacționat. Atunci, cu greu, a ridicat-o pe umăr și a început să o tragă spre scări. Nu avea voie să ridice greutăți, dar spatele său a început să se răseferângă trădător răspunzând eforturilor sale cu o durere intensă. Mâinile i s-au deschis, iar pivnița nu i s-a părut niciodată atât de mare, dar acum fiecare pas era o luptă. A mutat-o pe galina în brațe, care aproape că nu voia să-l asculte. Ajungând la scări, a început să o împingă în fața lui, dar cu fiecare centimetru i-a părea tot mai grea, iar povara devenea insuportabilă. Din spate, focul se apropia, alimentat de umiditatea ridicată din pivniță. Deși nu ardea ca un foc nesfârșit, se aprindea în insule. În casă se auzeau deja voci. Joy lătra isteric undeva aproape, iar căldura din spate devenea tot mai intensă, dar el nu o lăsa pe galina și, -și strângea degetele cu disperare, nefiind obișnuit să se supună circumstanțelor. În cele din urmă, a cedat, iar când a căzut pe spate, flacăra a ajuns deja la fața lui. Spatele îi exploda de durere, a pierdut cunoștința, iar în curte încercau să o readucă la simțuri pe Olga Vasilievna. Vecinii sperau încă că ea doar a leșinat. Că acum va veni ambulanța și totul se va rezolva. După un timp, lângă Olga au așezat-o pe Galina, iar apoi și pe Ivan. Ambulanța, care a sosit în curând, nu știa pe cine să salveze, iar în satul lor îndepărtat, medicii au avut de parcurs o distanță considerabilă de la Spitalul Regional. Panicile și agitația erau generale. Dar bine că au reușit să stingă rapid incendiul din pivniță. Casa nu a fost afectată aproape deloc. Numai că lui Ivan i-a iars foarte tare fața, spatele și mâinile. Picioarele nu mai voiau să l asculte, iar când medicii l-au readus la simțuri, a șoptit: Corsetul meu nu pot să mă mișc fără el și a căzut din nou în inconștiență. Olga Vasilievna fusese deja așezată pe o targă, acoperită cu o față de masă albă. Ivan nu a văzut toate acestea. Galina care fusese deja readusă la simțuri, se uita la corpul mamei ei, având o expresie distantă, ca și cum în mintea ei ar fi fost gânduri străine și groaie. Numai acest coșmar nu se întâmplă cu mine. Dorm, nu văd un vis înfricoșător. Acum mă voi trezi și totul va fi ca înainte. Nu am făcut nimic rău. Dar Providența tăcea, neîndupălecat, nu răspundea la întrebările legalei. Nu-i oferea niciun semn. Nimic nu părea că o putea distrage de la scopul ei dorit de a deveni bogată și apoi fericită, visând că toate evenimentele pot fi întoarse înapoi. Galina strângea săculețul greu. A zâmbit Vicleșug și s-a ridicat în picioare. Mama și Ivan sunt de vină. Bogățiile trebuie împărțite cu cei dragi, nu trebuie să le ascundă de ea, ci să lupte pentru ele. Și acest băiat nebun a încercat să o salveze. Trebuie să sunt mai târziu la spital să mă interesez de sănătatea lui. Galina a scos toți banii pe care i avea în portofel, că cea nu făcuse niciodată economii, tot ce câștigase purta cu ea, iar cu o zi înainte tocmai primise salariul în sat. Cerințele oamenilor erau modeste. Ei se obișnuiseră cu toate. Trebuia să se ocupe de mormântarea mamei ei, dar va veni în ziua în mormântării. În oraș o așteptau lucruri prea importante și urgente. Trebuia să se intereseze de diamante, să afle care ar putea fi prețul lor pe piața bijuteriilor. Olga Vasilievna a fost îngropată de întreaga comunitate. Aici iubeau oamenii buni și sufletești, erau gata să-i conducă pe cei dragi pe ultimul drum, participând cu toată inima. Galina a venit la mormântarea mamei cu mașina ei, neavând curajul să-și aducă alte prietene de petrecere în sat, temându-se că o vor lua în râs. De ce i-ar trebui o astfel de faimă? Pe tot drumul se gândea la noua ei colecție de genți se plângea că nenorocitul Joy nu i-a dat suficienți bani pentru cea mai scumpă dintre ele. De data aceasta, acest subiect nu o mai interesa pe Galina, ea doar zâmbea politicos și se gândea la mama ei. Nu cumva ea nu mai este? Ce se va întâmpla acum cu ea, singură, fără bani în întreaga lume? Era totul atât de neobișnuit, iar ce va face acum cu casa? Să rămână acolo, căci nu cere nimic, iar Ivan, parcă în plin 18 ani, să trăiască și să aibă grijă de casă. Trebuia să-și facă timp să-l viziteze la spital. La ceremonia de mormântare, Galina se uita la mama ei, gândindu-se că nu simte deloc vinovăție. Această femeie din Sicriu nu se măna deloc cu ea. Asta e tot. Acum nu mai trebuie să vin aici. Irina a făcut pentru Galina o recomandare la un bijutier cunoscut. Acesta a cumpărat cu plăcere una dintre pietrele ei, dar prețul nu s-a dovedit a fi atât de economic. Galina se aștepta la un efect mult mai mare. Adevărul este că i s-a părut că acest bijutier era viclean, că nu a arătat un interes deosebit pentru proprietatea ei prețioasă, dar la final a insistat să vină din nou doar la el. Galina a avut impresia că el a reușit să o păcălească datorită neexperienței ei în aceste afaceri. Dar nu este singurul profesionist în acest domeniu, va căuta altul când va rezolva înmormântarea mamei. Și apoi, nu este un păcat să se plângă. Sumele obținute vor fi suficiente pentru a nu lucra timp de câțiva ani în atelier, iar asta este deja un câștig. După mormântare, Galina nu mai avea chef să participe la pomenire, gândindu-se că nu mai are nimic în comun cu acești oameni. Acum nu-i mai lega nimic, a găsit-o pe nura și i-a înmânat o grămadă subțire de bani. Te rog, nu refuza, ai grijă de mormântul mamei, eu nu pot veni atât de des, e prea departe și incomod. Croitoreasa s-a dat din cap. Voia să o întrebe despre soarta lui Ivan, dar Galina s-a așezat nervoasă în mașina prietenei și au plecat. Nura a suspinat trist, gândindu-se că distruge oamenii. Viața orașului le ia inima vie și le dă una de piatră, rece. Nu tuturor le este dat să rămână adevărați. În acea seară, abia ajuns în oraș, Galina a decis să-și pomenească mama în felul ei. A dus-o pe Irina într-un bar, unde se adunau de obicei toate femeile din cercul lor. Se plimba de la masă la masă cu un pahar de vin, iar așa zisele ei prietene nu-și ascundeau deloc plictiseala în legătură cu faptul că Galina le propunea să cinstească memoria mamei ei. Îi venea în minte satul natal, unde fețele vecinilor erau pline de tristețe sinceră. Acolo toți încercau să o îmbrățișeze, să o susțină, să-i spună un cuvânt bun. După încă un pahar, Galina a realizat că acum era complet singură. Nimănui nu-i păsa de ea. Dacă nu apărea aici câteva săptămâni, toți ar fi uitat de existența ei. Așezându-se într-un colț îndepărtat, a zâmbit la conversațiile acestor femei. Voi ce faceți? Minuni cu fețele voastre, iar amanții sunt niște ființe plictisitoare, dar trebuie să-i suportăm, iar copiii ar fi mai bine să fie lăsați cu o bonă, căci de la ei nu ai parte de nimic bun. Galina și-a amintit de Ivan și o tristețe profundă a Copăleșito, a ieșit din bar în noapte. A chemat un taxi, promițându-i șoferului o sumă triplu față de tarif, dacă o duce imediat la spitalul regional, unde fusese dus băiatul după incendiu. Șoferul, surprins, a tăcut pe tot parcursul drumului, fără a-i pune întrebări inutile, iar când au ajuns, era deja ziua. Galina a început să bată nerăbdătoare la ușa instituției medicale, realizând că nu știe nici măcar numele de familie al lui Ivan. Dar banii pot rezolva și astfel de probleme. După 10 minute, medicul de gardă îi povestea despre starea lui. Pacientul a fost adus în stare gravă. Arsurile severe au provocat paralizia membrelor inferioare. La spitalul nostru, desigur, vom oferi toată terapia necesară, dar posibilitățile noastre sunt limitate. Ivan nu are rude apropiate, nimeni nu va lupta pentru sănătatea lui, așa că, în esență, este condamnat să supraviețuiască într-un azil de stat. Pentru astfel de nefericiți ca el, nu s-a găsit altă modalitate de a exista. Spitalul nostru nu are fonduri pentru a lupta cu leiunile severe ale pielii. Vor fi cicatrici groaznice, iar să-l punem din nou pe picioare este imposibil pentru noi. Galina l-a întrerupt pe medic. Ivan este fratele meu și vreau să-l văd urgent. Medicul, care discuta cu ea, a ridicat din umeri. E bine că ați venit, măcar cineva s-a găsit. Îmbrăcați un halat medical, vă voi conduce la el în salon. În semi dimineții, când soarele nu și intrase încă în drepturi, Galina a intrat într-o cameră mică cu patru paturi, unde pacienții dormeau încă. Patul lui Ivan era lângă fereastră. Galina s-a așezat pe marginea lui și a început să-l examineze pe fratele ei. Era un băiat frumos, în ciuda constituției sale slabe, din cauza bolii coloanei vertebrale. Părea slab și puternic, totul era bandajat, doar un ochi nu era acoperit. A deschis brusc ochiul, iar deși Galina nu-i putea vedea buzele, Simțea că zâmbește, șoptindu-i ușor: Galina, înseamnă că ești bine. Nu am putut afla nimic despre tine, și nimic nu e mai rău decât incertitudinea. Ivan, vinovat, a privit în jurul salonului. M-am îngrijorat pentru tine, știind că mătușa Olga nu mai este. M-am gândit cum ești acolo, singură, dacă ești bine? Galina nu-și credea urechilor. I-a venit în minte barul și conversațiile goale ale prietenelor ei despre nimic. Ele o suportau doar pentru că era prietena apropiată a Irinei, iar la final, doar indiferența și răceala lor? Aici, aproape un frate necunoscut se îngrijea de ea fără niciun motiv, fără vreo recompensă. Galina a început să caute pe cineva dintre medici pentru a le pune întrebările care o frământau. O va lua pe Ivan în oraș, îl va duce într-o clinică mai modernă și mai bine echipată. În mintea ei se învârtea un singur gând. De ce îmi trebuie toți acești diamante? Dacă voi fi, ca acum, singur în această lume, le voi folosi pentru tratamentul lui, voi face tot ce pot, iar apoi vom trăi împreună în casa noastră din sat, eu voi fi sprijinul lui. El a fost cel care a intrat în acel foc teribil pentru mine. Se consideră că oamenii nu se schimbă, că fetele avare ca Galina nu pot renunța la visele lor de bogăție și lux. Poate că o astfel de transformare a sufletului nu este la îndemâna oricui. Dar Galina, în impulsurile ei, a fost absolut sinceră în dorința de a ajuta. Inima și sufletul ei o îndemnau, ca o poveste de necrezut. Acum nu mai contează, nu am bani. De fapt, aștepta, plecând în oraș. Îi dorea mai multă dragoste, atenție și grijă din partea unui bărbat. Pur și simplu, nu voia să primească nimic în schimbul frumuseții ei, a realizat asta nu de mult, când a auzit de la un alt pretendent că în vacanță va invita pe altcineva, nu pe Galina. Această societate superficială și mincinoasă s-a dovedit a fi doar un exterior strălucitor, iar în interior era totul putred. Galina a reușit să rezolve totul, asigurându-se că lui Ivan îi va fi eliberat un bilet pentru centrul de arsuri din oraș, iar problema transportului va fi rezolvată contra unei sume suplimentare, fără a întârzia. În timp ce se pregăteau documentele pentru externare, ea a mers la cimitir să-și viziteze mama. A stat lângă mormânt, ca și cum ar căuta aprobarea ei pentru decizia sa. Dar în jur era o tăcere moartă. Numai frunzele copacilor foșneau, iar un buchet de liliac se îndoia sub vânt. Galina și-a amintit brusc de Joy. Unde ar fi putut să dispară câinele lui Ivan? Poate că cineva dintre vecini l-a luat cu ei. Joy a fost găsit, la fel ca întotdeauna, la Nura, care a zâmbit. Îți iau acest câine. 33 de nenorociri, slavă Domnului că a învățat să urle noaptea. nu folosește la nimic. Copiii nu-l plac. E prea mohorât și neprimitor. Nu pot să-l scot pe stradă. E o ființă vie. Galina a luat câinele care se împotrivea, apoi a adunat în casă câteva lucruri personale ale lui Ivan. Ambulanța l-a dus pe el în grabă. Băiatul nu avea niciun fel de garderobă personală. Nu poți merge în oraș în pijama de spital, așa că au avut de suferit pe drum spre clinică. Ivan nu putea să-și pună corsetul ortopedic, atât de arsă era spatele. Promiseseră transportul special la Bia după ora ora 15, cererea fiind mare, așa că a trebuit să-l așeze pe Ivan pe bancheta din spate mașinii, iar apoi să se agite alături de șofer pe drumurile pline de groti. Dar aceasta nu era o problemă. Starea de spirit le-a fost ridicată de Joy, care, văzându-le pe stăpânul său, a sărit de bucurie. Toți credeau că îi va sări coada de fericire, atât de mult se agita. La spital, Ivan a fost primit rapid. În instituțiile private, pacienții sunt răsfățați în funcție de prețul serviciilor. Galina a plătit totul dintr-o dată pentru două săptămâni. Băiatului i-a fost imediat prezentată o asistentă personală, care a fost trimis acasă pentru a se recupera și a reflecta. A petrecut mult timp în cada cu apă caldă și spumă aromată. Ca de obicei, s-a admirat, apoi a observat ceva ciudat în oglindă în hol. Pentru prima dată, nu considera frumusețea ei un bun de consum, nu se accepta așa cum era, nu se gândea la întâlnirea viitoare, la petrecere sau la ieșirile cu fetele. Nimic din toate acestea nu o mai preocupa acum. Aștepta să afle cei vor spune medicii după examinarea completă a lui Ivan, de la care urma să-și continue planurile. La început, s-a dus din nou la acel bijutier viclean și a cedat încă două diamante, căutând un alt cumpărător, dar nu a găsit pe nimeni. Însă, Galina nu mai era deloc supărată că ar fi putut obține mai mult pentru pietre. În joc era sănătatea fratelui ei. Verdictul medicilor cu privire la Ivan nu a întârziat să apară. Galina, deși la început s-a încurcat puțin în termeni complicati, a înțeles esența concluziei medicului. Ivan nu va putea deveni donator de piele pentru sine, iar el avea nevoie de grefe atât pentru față, cât și pentru spate. Altfel, Corsetul nu va mai putea fi purtat niciodată. În cazul lui, situația putea fi corectată doar cu un transplant, adică cu țesuturi de la o altă persoană, murmura medicul. Trebuie să găsiți pe cineva care să fie dispus să doneze fragmente de piele. Rănile lui Ivan sunt încă proaspete, dar timpul nu mai este de partea noastră. Ci de ore. O întârziere suplimentară cu operația crește riscurile de complicații ireversibile pentru băiat. Pielea pentru față va fi necesară de pe gâtul cuiva. Altfel, fața lui Ivan va pierde pentru totdeauna capacitatea de a exprima orice mimică. Pentru spate, lucrurile sunt puțin mai simple. Galina a continuat să-l asculte, dar nu mai era atât de atentă și l-a oprit cu un gest. Cât de mult pot dona din pielea mea pentru a-l ajuta pe Ivan? Medicii au fost surprinși. Voi, dar înțelegeți că nicio operatie plastică nu va mai putea reda frumusețea anterioară corpului vostru. Galina a zâmbit calm. Nu am auzit răspunsul la întrebarea mea: cât din acest transplant de piele pot să-i dau fratelui meu? Medicii au început să tusească, privindu-se cu atenție. Aproape 10 ani de muncă, și nu am întâlnit un donator atât de frumos și de voluntar. Nu pot să răspund imediat la această întrebare, va trebui să treceți și voi printr-o examinare completă. Galina stătea pe o bancă în curtea clinicii unde Ivan era internat, admirând grahitiurile colorate de pe pereți. Lângă unele desene erau și inscripții. O imagine a atras atenția ei, în care erau reprezentați îngeri și un demon, iar deasupra lor erau citat din Divina Comedie a lui Dante. Lasă-ți speranța, toți cei care intrați aici. Galina nu se pricepea prea bine la literatură, nu știa de unde provenea. În acel moment, a decis definitiv pentru sine. Dar eu voi lăsa lui Ivan speranța că totul va fi bine. Până la urmă, Frumusețea nu este cel mai important lucru în această lume. Ivan era extrem de supărat. În curând urma să aibă o serie de operații. A dispărut brusc. În locul ei, o mătușă prietenoasă aducea fructe, dulciuri, supă consistentă și bucăți mari de pui fiert. Galina nu era acolo și era foarte dor de ea. Intervenția chirurgicală în timpul tratamentului nu-l speria. După incendiu, nu știa că își va putea recăpăta funcțiile motorii ale picioarelor doar după ce va purta corsetul. Și pentru asta, trebuia să-și vindece spatele ars. Era ciudat. Sora lui Galina se exprimase disprețuitor despre Olga Vasilievna, spunând că nu vrea să se ocupe de un invalid, apoi a dispărut ca un fulg de neam pivniță. În timpul acelui incendiu, ea l-a dus la această clinică de elită, unde îi îndepărtau praful. Apoi a dispărut în direcții necunoscute, așa că el nu știa ce să mai creadă. Ivan a luat o felie de portocal de pe farfurie și a zâmbit. De ce le aduc tuturor pacienților portocale? Ce este atât de pozitiv în ele? Culoarea portocalie strălucitoare, care încântă ochiul. Aromele citrice plăcute, gustul dulce. A suspinat din nou, încercând să-și abată gândurile de la portocale, dar a eșuat. Se gândea din nou la întrebarea anterioară. De ce îl împingeau și întrebările constante ale surorii sale, medicul său? Cine este ea în viață? De unde are bani pentru această clinică, dacă are soț sau prieten? Ivan nu știa nimic despre existența unei moșteniri, despre deciziile părinților săi, cum să le gestioneze. Despre faptul că el însuși devenise o povară grea pentru luxul lor, acest fapt fusese tăcut, părinții lui nu-i spusese nimic. Olga Vasilievna a ascuns totul despre aventurile ei legate de pietre și galina. Ivan se gândea de mult timp de unde a avut Galina bani pentru tratamentul său în clinică, dar nu îndrăznea să întrebe direct, gândindu-se că vor putea discuta mai târziu. În cameră a intrat o asistentă de operatie. Ei bine, Ivan, totul este gata. Nu-ți fie frică! Transplantul de piele donată nu este cea mai complicată operație. După ce te reparăm, vei fi ca nou. Să mergem, dragă, acum te vom muta pe targă și înainte. Denis Vladimirovici, chirurgul secției de arsuri a Spitalului Clinic Privat numărul 2, tot amâna momentul începerii operației. Se gândea că poate această femeie frumoasă și tânără se va răzgândi să-și dea pielea fratelui ei. Cum îndrăzniți, mi-ați înțeles greșit. Dar pacienta lui aștepta deja în sala de operatie, zâmbind încurajator. A adăugat cuvinte care l-au șocat. Sunt fericită că pot face asta. Hai să începem deja. Denis a privit masa cu instrumente și a început să lucreze. Acum nu mai era cale de întoarcere. Veniseră în Israel deja de trei ani consecutiv. Stăteau mult timp într-unul dintre pensiuni în apropierea Mării Moarte. Ivan urma un nou curs de tratament. Începuse să meargă cu un baston. Crescuse, se maturizase, devenise un biron cu baston sau un bloc rebel. Se îndreptau spre o țară caldă. De obicei, în octombrie, sacul cu diamante se subția, Galina nu s-a obosit să găsească un alt bijutier, lăsându-le pe vechiul escroc să o jefuiască din nou și din nou. Ca un amator în aceste chestiuni, nu-i păsa, atâta timp cât banii erau reali, restul nu o interesa. A apărut pentru prima dată în camera lui Ivan acum mai bine de trei ani, când el pierduse deja orice speranță. Deși asistenta era mereu lângă el cu supele ei insistente, ea nu era Galina. Atunci a decis că sora lui îl părăsise pentru totdeauna, delegând grijile pentru fratele său altor oameni. La prima lor întâlnire după o lungă despărțire, Ivan a observat imediat că venise o femeie complet diferită. Într-un pulover negru cu un model albastru, până la gât, în pantaloni strâmți deschiși și adidași în loc de pantofi cu toc. Așa că Galina părea simultan mai severă și mai clară, s-a aruncat în brațele lui, dar când l-a îmbrățișat, a făcut o grimasă dureroasă, imediat l-a liniștit. Sunt puțin răcită, Ivan, de aceea nu am apărut atât de mult. Desigur, Ivan nu știa că după seria de operații, Galina era încă în proces de regenerare a țesuturilor, că ea nu renunțase la drumul ales când i s-a spus că vor găsi un alt donator. Resursele ei erau deja folosite pe deplin, iar faptul că sora lui devenise sursa procesului de alotransplantare a aflat mult mai târziu. Denis Vladimirovici a scăpat involuntar informația când i-a spus lui Ivan că acum sunt împreună. Nu știa nimic. Ivan nu știa că între operațiile lui, Galina locuia în sat. Împreună cu Joia care în sfârșit recunoscuse că este stăpâna ilegală. Ea cheltuia banii după măsurile ei. Datele din fostul ei cerc de prieteni erau greșite, necorespunzătoare. A pus o piatră de mormânt scumpă pentru mama ei la cimitir, mergea la ea cu buchete de trandafiri, încercând să-i câștige iertarea pentru prostia și visele ei goale. Galina mergea în sat în weekend sub pretextul de a-și vizita pacienta specială, iar Denis a început să o viziteze. Și într-o zi, rămânând la Galina peste noapte, i-a mărturisit că o iubește din acel moment în care i-a spus că frumusețea este nimic dacă nu poate salva o persoană dragă. Era mult mai în vârstă decât Galina, divorțat, trăia separat de cei doi copii din prima căsătorie, pe care acum îi creștea un tată vitreg, și de asemenea, încetase să creadă în sinceritatea femeilor, în afară de Galina. Totul era diferit. Galina simțea alături de Denis o senzație foarte plăcută de liniște. În sfârșit, un bărbat nu se rușina și nu se ferea de ea după momentele plăcute petrecute împreună. Când ieșeau în oraș, cumpărau împreună materiale de construcție pentru renovarea casei din sat. Se plimbau prin cafenele drăguțe, unde comandau sushi și alte preparate. Vorbeau mult, își făceau planuri pentru viitor, se plimbau fără țintă prin parcuri, se uitau la filme pentru a discuta apoi despre ele. Apoi se grăbeau acasă. Adormeau în brațele celuilalt, iar totul era cumva liniștit dar foarte delicat și emoționant. Din voința sorții, într-una din nopțile în care Denis a stat la galina în sat, unui vecin s-a făcut rău, în mediul rural este greu să ascunzi ceva. Toată lumea știa că iubitul Galei este medic, așa că au bătut la fereastră fără intare. Asistentul local, care era plecat în weekend cu copiii, nu avea pe cine să ajute pe sărmanul bolnav, iar Denis Vladimirovici a făcut față sarcinii. A doua zi, Soția sărmanului agricultor stătea deja la ușa casei galei cu o grămadă de clătite fierbinți, aduse cu rușine, schimbându-se de pe un picior pe altul. Îmi pare rău, dragi, am adus ce am putut, ce ne-a trimis Dumnezeu. Oh, ar fi minunat dacă l-ați schimba pe vechiul nostru asistent, el nu mai face față de mult. Veniți să locuiți cu noi pentru totdeauna. Aerul este curat, iar oamenii sunt sinceri și buni. Vei fi bine aici, iar galina va fi mereu aproape. Denis Vladimirovici a ascultat-o serios și a promis că se va gândi la asta. El înțelegea deja de mult că ar dori o relație diferită cu pacienta sa involuntară. O relație definitivă, așa cum se cuvine, cu un certificat de căsătorie, o familie completă cu copii, dar până acum nu îndrăznise să-i facă galei o propunere. Ea era complet prinsă în problemele lui Ivan. Această temă trebuia închisă. Galina se gândea în continuare că nu o mai atragea agitația metropolelor cu artificiile lor strălucitoare și cu o generozitate ostentativă. Da, esența spirituală a oamenilor nu depinde de locul în care locuiesc, dar în sat era acum mai ușor și mai liniștit, toate visele ei anterioare dispăruseră, fiind locuite cu așteptări. A devenit un cerc îngust, dar cal de interese. Ivan, Denis, Joia. După o baie în Marea Moartă, Ivan se îndrepta de fiecare dată spre duș, instalat chiar pe malul apei și acum se spăla de excesul mineralelor din Marea Moartă care îi acoperiseră abundent pielea. Urmele arsurilor de pe corpul său se puteau observa doar dacă te uitai cu atenție. După baia terapeutică, Ivan și Galina s-au grăbit la o cafenea în aer liber. Aici, tot personalul îi cunoștea deja ca pe clienți obișnuiți. Instantaneu le-au adus cafea pentru Galina și un smodhie din fructul pasiunii pentru Ivan. Înainte de a se așeza, Ivan a acoperit cu grijă umerii surorii sale cu un prosop uscat, i-a privit în ochi și, pentru a nu știu câta oară, i-a pus întrebarea care îl frământa constant. Când te vei ocupa de tine? Eu sunt aproape în ordine. Renovarea casei este terminată. Tu și Denis v-ați căsătorit și el s-a mutat la noi în sat. Ce mai aștepți? De ce întârzi cu operația de plastică pentru gât? Galina i-a zâmbit călduros. Ivan, dar eu sunt un pic grăbită. Nu este încă timpul. Cicatricile mă amintesc de greșelile și de iluziile mele din trecut. Mi se pare că nu am plătit încă toate datoriile vechi. După ce s-au îmbrățișat, fratele și sora s-au grăbit spre pensiune pentru cină. Amândoi știau că sunt împreună. Amândoi erau recunoscători destinului pentru asta. Uneori, Galei îi se părea că în acel incendiu din pivniță a fost un sens ascuns. Universul i-a arătat că jocurile cu ea nu sunt bune. Din vina ei, întotdeauna va urma o pedepsă. Galina s-a dovedit a fi o elevă capabilă. Acum, Olga Vasilievna nu ar mai spune despre fiica ei care are o inimă de piatră și de gheață. Frumusețea nu este veșnică, iubirea este atotputernică, Galina știa acum cu siguranță acest lucru.